și de regiune. Mersi. Da. Bună ziua, stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai guvernului, domnule deputat, domnule rector. În primul rând vă salut în capitala de sud a țării și vă mulțumesc pentru această decizie de a face ședințele în teritoriu. De altfel, am vorbit de mai mult sau anterior despre impactul care poate să aibă astfel de ședințe în teritoriu. Nu este doar că adoptăm niște decizii care să vadă lumea că într-o altă localitate, dar fiecare ministru va examina probabil mult mai minuțios și va cunoaște situația din regiunea respectivă. Cred că dumneavoastră ați punctat deja o parte importantă din subiecte pe care le-am discutat anterior și care sunt foarte relevante pentru Cahul. Cahul, într-adevăr, astăzi este beneficiar a programului ca regiune cheie și avem mai multe proiecte, dar bineînțeles că nevoile sau planurile, proiectele pe care le avem pe agenda sunt mult mai mari și cu siguranță costisitoare. Îi mulțumesc domnului Spânu că a subliniat importanța acestui program Orașe Poli de Creștere și este important că municipiul Cahul, fiind primul practic în cele 6 municipii, să beneficieze de o asistență financiară, de altfel portofoliul de proiecte care a fost aprobat în hotărârea de guvern din 2020, sunt stabilite clar proiectele și pentru o parte din ele avem pregătite și documentația tehnică, altele sunt în finalizare și m-aș bucura foarte mult dacă vom avea un apel sau o finanțare directă pe proiecte care sunt în acest portofoliu. Suntem un oraș balnear, de altfel singurul oraș balnear din țară și vreau să subliniez de ce spun lucrul ăsta, pentru că avem un proiect, doamna prim-ministru, și rog, sigur, autoritățile centrale competente să se implice, să ne ajute, de altfel, să rezolvăm acel proiect sau să dezvoltăm acest stăm pe resurse valoroase. La 600 de metri adâncime avem resurse, când ne plângem că suntem sărași. Este nevoie și de intervenit la cadrul legislativ, atât la legea privind concesiuni, cât și la codul subsolului, dar aici Ministerul Mediului cu PP, cu Agenția de Investiții, cu Ministerul Economiei, eventual agenția altei autorități centrale de a dezvolta un proiect și vreau să fie acest lucru pe agenda. Cât privește proiectul despre care ați menționat, a căminului numărul 3 și cu domnul rector și cu alți conducători am vorbit nu odată despre importanța acestui proiect transfrontalier. Extensiunea Universității din Galați este practic cel mai important transfrontalier care s-a implementat între România și Republica Moldova și pot să vorbesc în cifre despre acest lucru. Deci este important și vă rugăm ca acest proiect să fie inclus în lista de proiecte care să beneficieze de asistența din partea României pe acest memorandum și în acest context vreau să subliniez sau să fac legătura cu ceea ce au spus anterior alți doi miniștri, atât domnul Prodan cât și doamna Nemerenco. În ce sens? Finalizarea teatrului fiind finanțat de Guvernul României cât mai rapidă, asta arată seriozitate, pentru că, din păcate, guvernările anterioare au ignorat acest proiect și nu și-au onorat aceste angajamente. Asta lasă o pată de imagine asupra relațiilor și asupra proiectelor de perspectiv. Cât privește dezvoltarea Spitalului Regional, este important să avem în vedere și acest factor care se numește resursa umană. Dacă nu vom avea condiții, investiții de astăzi, pentru că sunt absolvenții liceilor care urmează sau s-au înscris la medicină, exact dacă după 6 ani sau 7, cât fac ei, poate masterat, doctorat, vor avea un edificiu nou cu tot ceea ce înseamnă dotare, scrie în condiții ca acești cahuleni tineri, absolvenții ai medicinei, să vină la Cahul. Mă refer la fondul locativ și alte proiecte. Vreau să, de asemenea, să rog, având în vedere situația strategică de securitate, mă refer, și necesitatea de a interveni strategic vis-a-vis de aeroport. Noi suntem puțin spus indignați de faptul că acest proiect foarte vital pentru securitatea statului mai mulți ani a fost efectiv ignorat, chiar dacă este proprietate privată, cunoaște ce înseamnă acest lucru, mai ales în contextul actual. De aceea rog într-adevăr să fie verificat toate aceste lucruri pentru a putea să avem, eu o văd cu perspectivă foarte mare, dezvoltare economică regiune.
dezvoltare economică regiune, pentru că sunt alte județe sau zone limitrofe care lucrează atâta timp cât nu există în zona alte momente. Deci, în zona alte momente. Deci, legat de regiuni cheie, domnul Țurcan, aici este, avem mai multe acțiuni pe digitalizare și vreau și este o prioritate pentru Cahul. În un alt important moment care vreau să-l punctez este că majoritatea ministerilor rugăminte către toți miniștrii care stau paragem și spun probleme, da, cu mai multe proprietăți, inclusiv modul în care sunt amplasate serviciile desconcentrate în teritoriu. Sunt multe din ele care stau în locațiune, în spații, în același timp, statul are proprietăți care stau paragem. Și aici eu cred că trebuie fiecare minister să-și facă ordine în curte și vă mulțumesc că ați subliniat lucrul ăsta cât de important, să vedem proprietățile care trebuie delimitate, înregistrate, ulterior transmise către municipalitate, pentru că în felul ăsta nu numai că punem în valoare, chiar zicem noi, economisim banii statului și creăm surse la buget. Vreau să vă mulțumesc și vă îndemn să avem această cooperare. Noi, ca primari, sigur că tot timpul spunem mai multă autonomie, mai multe resurse, deseori spun așa, dați, important să ne ajutați. Știți cum spun agenții economici? Dacă nu ne ajutați, măcar nu ne încurcați. Deci, este important să avem comunicare directă și eu cred că dacă este greu, poate că vorbesc acum, pot să vorbesc în numele mai multor. Terenul dintre oraș și Prut, de fiecare dată când sunt ploi mai abundente, sute, poate chiar mii de hectare sunt inundabile. Inundate și vorba despre pagube imense și deseori se ridica întrebarea aceasta de mai mulți agricultori, că apele Moldovei, canalele nu sunt curățate de decenii, nu au bani pentru electricitate de a pompa, de a acoperi costurile. Deci, și multe, nu vreau, cer iertare, sunt multe subiecte care, de aceea vă mulțumesc că le-am discutat anterior, sunt sigur că vor fi pe agenda Guvernului și doresc succes ca proiectele pe care le-am propus să avem această susținere și cu siguranță oamenii se vor bucura de rezultatele pe care le producem. Mulțumesc!